Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Ți-a dat Dumnezeu o viziune? Scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Habacuc, capitolul 2, versetul 2. Când Dumnezeu îți dă o viziune pentru viața ta, scrie-o, ține-o tot timpul la vedere și trăiește-o. Tu spui, dar nu văd cum ar putea deveni realitate. Biblia adaugă, tot aici în Habacuc, capitolul 2, dar în versetul 3, căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Poate nu știi cum să ajungi din locul în care te găsești chiar acum, în locul unde te va duce viziunea ta în final. Dar Dumnezeu știe, așa că roagă-L să-ți arate încotro te duce următorul pas. Fie că ești în închisoare ca Iosif, la cantina săracilor din oraș sau acasă având grijă de copilași, Dumnezeu va împlini viziunea pe care a pus-o în inima ta. Cu cât te vezi mai mult într-o poziție de conducere, lansându-ți propria afacere, slujind în lucrarea lui Dumnezeu, scriind prima ta carte sau ajutându-i pe alții prin darurile tale, cu atât mai curând lucrurile acestea vor deveni realitate. Înainte ca o viziune să devină clară, Dumnezeu ne-o arată de departe, ca pe o fotografie în procesul de developare și care trece de la nimic la contururi șterse și de la culoare stâmpată la o rezoluție clară. Așadar, ia-ți viziunea și trăiește-o. Las-o să te motiveze să-ți pui în aplicare la maximum abilitatea pe care o ai în postura prezentă, în timp ce rămâi conectat la comunicarea cu Cel ce te cunoaște și te iubește cel mai mult. Astăzi, roagă-te, Doamne, știu că locul unde mă găsesc acum nu este locul în care mă vrei mereu. Descoperă-mi viziunea ta pentru viitorul meu, pentru ca înțelegerea mea să crească după timpul stabilit de tine. Dă-mi răbdare pe cale și credință ca să am încredere că tu lucrezi întotdeauna spre binele meu. Amin.